Vă salut! Astăzi vom face un unboxing și o prezentare totodată la această replică superbă. Este vorba de un M4A1 de la CIMA, modelul CM507. Este achiziționată de la Octagon Airsoft. În pachet regăsim certificatul de garanție și un manual de utilizare. Cod produs 4061-4061. O să găsiți un link în descriere cu această armă. Este făcută pe platforma M4-M16. Este incredibil de frumoasă. Câteva detalii despre replică. Avem aici în pachet următoarele elemente. Replică, încărcător, urea tactică, acumulator. Acest acumulator este de 1100 de mAh. Și 8,4 V. Tija de curățare, bile de test și încărcător acumulator. Replica este făcută din ABS combinat cu metal. Din ABS avem următoarele. ABS-ul fiind, după cum v-am mai spus, un plastic de calitate superioară, foarte rezistent. Corpul replică este din ABS, ulucul este din ABS, cătarea din ABS și de asemenea încărcătorul. Iar din metal avem următoarele: gearbox-ul, componentele interne și țeava externă. Câteva specificații tehnice: această replică are o viteză de aproximativ 125 de metri pe secundă cu bile de 0,20. O putere de 1,5 J cu aproximație, o greutate de aproape 2 kg, mai exact 1960 de grame, hop-up-ul reglabil, propulsia este electrică, încărcătorul are o capacitate de 300 de bile, modul de tragere este auto și semi, da? De aici schimbați, aici este siguranța, aici este modul semi și aici este modul auto. Țeava internă are o lungime de 380 de mm, 38 de cm, iar forma acumulatorului este TP. Cam astea ar fi detaliile. În pachet mai avem și 100 de bile de test. Nu știu ce calitate sunt. Le voi încerca. Asta este replica. Este destul de grea și un design impresionant. Este superb. Cam atât despre această replică. Dacă aveți întrebări, aștept în comentarii. Sper că am specificat cam tot ce era de spus despre ea. Vă salut, numai bine!